Este o vreme acum când Dumnezeu vrea să spună lumii întregi: eu sunt Domnul, nu puteți controla, nu puteți opri asta. Și acesta trebuie să știm că este mandatul nostru, că Dumnezeu vrea să spună un lucru lumii: eu sunt Domnul. Și Dumnezeu va aduce la viață, va face loc bisericii ca să meargă, ca să mărșăluiască. Și noi trebuie să fim gata pentru așa ceva. Biserica, ascultă-mă, eu și cu tine, Biserica Betania de aici, este în vizorul autorităților, indiferent unde ești, în altă țară, oamenii sunt un cu ochii pe tine, fie că îți spun, fie că nu-ți spun. În momentul acesta, biserica trebuie să lumineze. În momentul acesta, biserica trebuie să se ridice și să facă ceva. Ascultă-mă, va veni foarte curând vremea când Dumnezeu își va arăta slava și va căuta oameni ca Moise, care să zică: știu ce Dumnezeu are în plan și mă duc înainte, nu contează costul. Va fi o nouă eră, va fi o nouă treaptă. Niciodată biserica nu va triumfa așa cum va triumfa în vremea care va veni. Dragii noștri, ne bucurăm să ne reîntâlnim. Tot aici, din Betania, vă salutăm împreună cu frații slujitori, cu fratele Vali, cu fratele Avram, cu grupul de închinare. Rămânem consecvenți și vrem ca să vă slujim în fiecare duminică și vă salutăm pe fiecare. Salutăm cu drag Biserica Betania, frați și surori, tineri, adolescenți, copilași, ne este dor de voi și credem că va veni ziua în care ne vom reîntâlni și împreună, aici îl vom lăuda așa cum știm noi să o facem. Salutăm pe cei care ne vizionează din Europa, din Austria, Germania, Olanda, de peste tot, în mod special pe cei care ne urmăriți din România, părinții noștri, frații noștri, biserici dragi, prieteni, cei care ne vizionați din America sau din alte părți, vă binecuvântăm și ne dorim ca acest timp pe care împreună vrem să-l aducem înaintea lui Dumnezeu să fie cu adevărat o restaurare a sufletelor noastre, o zidire a credinței noastre și, de ce nu, o manifestare a puterii lui Dumnezeu. În această zi pentru noi am un mesaj. Mi-am luat și o sticlă cu apă, dacă va trebui să mai beau, să nu vă supărați pe mine. Până să citim cuvântul lui Dumnezeu și dacă ai Biblia cu tine acolo, te rog frumos să o deschizi până voi mai spune câteva cuvinte, pentru că eu consider că e un cuvânt din partea lui Dumnezeu special și vreau să spun chiar mai mult, profetic. De aceea aș vrea ca să deschid Scriptura la pagina 73, Exod, capitolul 14, și până o deschizi tu, aș vrea ca să spun câteva cuvinte în introducere. De obicei, și am realizat lucrul acesta, de obicei slujirea pe care o am în biserică și înaintea dumneavoastră sunt mesaje de învățătură și mi-am dat seama despre chemarea aceasta, dar de data aceasta va fi un mesaj mai diferit, un mesaj pe care Domnul mi l-a dat în această dimineață și aș vrea să vă spun un lucru, fără a încerca ca să vă influențez, dar mi-am dat seama că trăim o vreme în care trebuie să spunem ceea ce face Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează și mai mult decât a ne proteja, vrem să ne binecuvântăm, să ne motivăm și vrem să ne ajutăm în creșterea noastră. Am avut până aseară un mesaj, l-am tot sucit de pe o parte pe alta, m-am culcat târziu, m-am sculat de vreme în dimineața aceasta și nu eram așa de liniștit cu privire la ceea ce am avut în minte și chiar pe hârtie. Și dintr-o dată, undeva la ora 9, mi s-a dus gândul și am ajuns și am citit acest pasaj, Exod, capitolul 14. Citindu-l, ceva s-a născut în viața mea, în acele momente, mi-am dat seama că acesta este cuvântul din care trebuie să vorbesc. Am lăsat tot ce am pregătit și m-am pus pe treabă. Și am citit capitolul acesta, de aceea îl vom citi cu toții, pentru că aș vrea, acolo unde sunteți, citindu-l, Dumnezeu să vă vorbească din el înainte ca să vorbim din el. Și m-am văzut în momentul ăsta în care am zis: iau decizia să schimb absolut tot. De obicei încerc predicile să mi le fac cu ceva timp în urmă ca să fie totul bine.
Dar mi-am dat seama că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat și ce vreau să spun înainte ca să citim? După ce am început, am ajuns undeva la jumătatea capitolului să citesc, primesc un mesaj, un mesaj vocal, că acum ne trimitem și mesaje vocale. Și o persoană mi-a spus în felul următor. Mi-a spus, frate Călin, mă rugam în această dimineață, te-am văzut că stăteai la birou și scriai. Ha, vă spun, exact chiar așa eram. Stăteam la birou și scriam. Și dintr-o dată am văzut prezența lui Dumnezeu care ți-a vorbit și a început să scrii ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Este cuvântul lui Dumnezeu, este din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca să vorbească. Cam acesta este sumarul. Vă dați seama ce am făcut. Am cât ziua de 40 de ani, am început ca să plâng acolo. Ce șanse erau ca cineva să știe că la ora aia ești acolo, ești în locația aia, se întâmplă exact lucrul acesta. Nu o spun asta ca să vă influențez în a crede ceea ce vă voi spune, ci spun asta să credeți că Dumnezeu vede unde suntem, cunoaște situația în care ne aflăm, vede nevoile noastre, este mai prezent decât credem noi că e prezent, lucrează mai mult decât credem noi că lucrează, nu e absent pe scena lumii, Dumnezeu este în control și Dumnezeu lucrează. Și cred că așa face în dreptul nostru al fiecăruia. Bineînțeles că ne face descoperit câteodată lucrurile acestea. Și având în minte acest adevăr că Dumnezeu este prezent, aș vrea ca să citim acest capitol. Exod capitolul 14. Îl vom citi tot, de la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihariotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Tsefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și a slujitorului lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce-am făcut de-am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copilul Israel. Copilul Israel ieșise răgata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți cai, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihariot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Cine ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copilului Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și despic-o și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul. Și-a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor.
El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Evreii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășeală în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreunat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon care intrase în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Amin. Dragi frați și surori, cred din toată inima că acest mesaj este un mesaj pentru Biserica Betania și pentru Biserica Domnului, oriunde s-ar afla ea. Permiteți-mi să vă spun ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă și aș vrea să fie un mesaj simplu și un mesaj care să ne încurajeze în această zi. Mesajul l-am intitulat Vom vedea slava lui Dumnezeu în aceste vremuri. Vom vedea slava lui Dumnezeu în aceste vremuri. Cuvântul slavă sau Domnul își va arăta slava este menționat de 3 ori în acest capitol. De fapt, aceasta a fost motivația datorită căruia Dumnezeu a lăsat să se întâmple ce s-a întâmplat. Care este contextul? Israel iasă din Egipt. Și dacă veți citi cu câteva versete puțin mai în sus, în capitolul 13, veți vedea că trebuia să fie o rută scurtă să ajungă de aici, dincolo. Dar Domnul spune că le-a făcut drumul să fie mai lung. Și imediat începând în capitolul 14, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu îi spune următoarele cuvinte lui Moise. Moise, ia poporul și du-l pe ruta aceasta lângă mare. Faraon va auzi, își va împietri inima și va veni după voi, dar eu îmi voi arăta slava. Acum, vă imaginați această secvență? Adică Dumnezeu să-i spună lui Moise tot acest plan, mă gândesc că în capul lui Moise n-a făcut deloc sens, dimpotrivă la ce ne expunem. Dar Moise nu răspunde nimic. Doamne, dar cum? Cum ne vei scăpa? Ce vei face? Cum? Ce se va întâmpla? Știți ce m-am gândit? Cât de mult a putut Moise să-l iubească și să se teamă de Dumnezeu încât să facă ceea ce Dumnezeu i-a spus? Cât de mult a crezut Moise și cât de mult s-a încrezut Moise încât să primească un mesaj în care să înțeleagă că va fi pus la colț, mare aici, egiptenii aici și Dumnezeu va face cumva și își va manifesta slava. Gândește-te la lucrul acesta pentru că Domnul caută și astăzi oameni ca Moise care să se teamă de Dumnezeu în așa fel încât orice Dumnezeu le spune să poată ca să facă.
Dar reîntorgându-ne la mesajul pe care îl avem și ne vom întoarce la acest gând, aș vrea să vă spun primul gând care l-am pe inimă și pe care cred că Dumnezeu vrea să-l transmite bisericii noastre și bisericii de pretutindeni cu privire la situația în care ne aflăm. Gândul este acesta. Eu am știut ce se va întâmpla și am un plan. Dacă vom citi aceste versete, Domnul de fapt știa absolut tot ce se va întâmpla și avea un plan. Și lucrul acesta trebuie să ne dea pace, lucrul acesta trebuie să ne dea siguranță. Dumnezeu nu stă undeva să observe oare ce va mai fi și ce se va întâmpla. Dumnezeu știa ce se va porni peste pământeni. Dumnezeu a știut ce legi se vor da, că nu vom mai putea să mergem cu avioanele dintr-o țară în alta. A știut că se vor închide școlile. Dumnezeu a știut că nu ne vom mai putea vizita așa cum ne-am vizitat până acum. Dumnezeu știa. Și asta vrea să ne spună și vrea să spună bisericii. Eu știu, am știut și am un plan. Am un plan mult mai mare decât credeți voi, mult mai mare decât vă puteți imagina voi. Eu știu, eu am un plan pe care vreau să-l duc la îndeplinire cu biserica. Și asta trebuie să știe biserica. Biserica nu trebuie să fie disperată ca și cum se roagă unui Dumnezeu care a pierdut lucrurile de sub control. Nu, 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 nu. Dumnezeu a știut și Dumnezeu are un plan. Absolut toate detaliile le-a știut Dumnezeu. Dar imaginați-vă, și te rog ca să-ți imaginezi, indiferent de unde ne asculți, poate ești păstor într-o biserică, poate ești slujitor într-o biserică, poate ești un om prin care Dumnezeu manifestă darurile Duhului Sfânt, poate cânți, nu știu care e slujirea ta. Aș vrea să-ți spun ceva și ascultă-mă bine. Dumnezeu caută oameni, la fel cum citim în versetul 7, și dacă vrei, poți să te uiți în Psalmul 103, cuvântul Domnului spune așa: Domnul și-a arătat căile lui Moise și lucrările copiilor lui Israel. Dragul meu, vreau să spun ceva. Vom vedea lucrările lui Dumnezeu, dar Dumnezeu caută oameni cărora să le vorbească despre ceea ce nu cunosc mulți, despre căile lui, despre modalitățile lui, despre ceea ce vrea El ca să facă. Sunt două feluri de creștini, sunt două feluri de oameni care spun că îl iubesc pe Dumnezeu sau îl slujesc. Oameni care asistă la lucrările lui Dumnezeu și speră să facă parte și să le vadă, și alții care stau în prezența lui Dumnezeu și care cunosc motivațiile, care cunosc planurile lui Dumnezeu. Acesta a fost Moise și aș vrea acum să te motivez în aceste vremuri. Caută să stai în prezența lui Dumnezeu și să începi să dezvolți o relație tot mai profundă cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți spună ceea ce nu se vede, ca Dumnezeu să-ți spună din gândurile Lui, din planurile Lui, din căile Lui cu privire la biserica unde slujești, din ceea ce vrea El să facă prin viața ta. De aceea nu uita, primul gând, Dumnezeu a știut și Dumnezeu are un plan. N-a scăpat nimic de sub control. Al doilea lucru pe care vrea să-l spună Dumnezeu bisericii în această vreme este următorul. Nu vă temeți de nimic, temeți-vă de mine. Dar conceptul ăsta de temere parcă nu mai sună bine în urechile noastre pentru că probabil nu-l înțelegem bine. Dar acesta era contextul și acum aș vrea să vă imaginați contextul în care erau poporul lui Israel. Cuvântul Domnului spune că s-au pornit, au auzit că ei de fapt pribegesc prin pustie, sunt undeva lângă mare, haide să mergem și să-i aducem înapoi ca și robi. Și cuvântul Domnului spune că Faraon a luat toate carele de luptă cele mai bune, 600 de care speciale, și toate carele care le avea împărăție și le-a umplut pe toate cu oameni și cu luptători. Dacă ne vom uita mai adânc în text, ne vom da seama că a venit cu cea mai puternică artilerie pe care o avea în dotare. Cea mai puternică artilerie pe care o avea în dotare. Ca și cum astăzi s-ar porni împotriva noastră sau cineva ne-ar amenința cu cea mai puternică artilerie care există, nu știu, o bombă atomică, I don't know. Sau ce s-a pornit?
Și cuvântul Domnului este atât de descriptiv, spune la un moment dat, Faraon se apropia. După ce cuvântul Domnului spune acest detaliu care parcă e o realitate a vremurilor noastre, spune că poporul Israel se uită și vede această realitate. Și odată uitându-se și văzând această realitate, cuvântul Domnului specifică că s-au înspăimântat foarte tare. Și după ce s-au înspăimântat, spune că au strigat către Domnul, dar știi când strigi către Domnul numai așa să strigi? Pentru că imediat spune că au mers și au început să-l acuze pe Moise. I-au spus, Moise, de ce ne-ai scos de acolo? Mai bine rămâneam acolo robi. Mai bine robi decât morți. Pentru că aș vrea să înțelegi acum, în câteva momente, vreau să-ți vorbesc despre frică. Ce înseamnă să te temi de alții? Ce înseamnă să te temi de Domnul? Ce înseamnă frica până la urma urmei? Dacă ar fi să dau o definiție fricii, care să ne ajute să înțelegem cât de cât acest concept, frica este o abilitate umană de a da putere cuiva sau la ceva peste viața ta. Frica este o abilitate umană prin care noi dăm putere la ceva sau la cineva peste viața noastră. Acum, când vorbim de frică, repede suntem foarte direct și spunem să nu-ți fie frică. E drept, e un sfat foarte bun. Dar frica, de fapt, este un sentiment născut care ne servește. Am fost creați cu aceasta și nu e o problemă că se naște în viața noastră. Și ascultă-mă bine acum oriunde te-ai afla. Pentru că de multe ori se naște o frică datorită unei circumstanțe și ne simțim păcătoși, nu ne simțim destul de sfinți. De obicei, frica e un răspuns la un pericol. Și Dumnezeu a creat-o, diavolul a distorsionat-o, și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos mai bine, vine să o răscumpere. Repet, Dumnezeu a creat-o, diavolul a distorsionat-o și Iisus a răscumpărat-o. Adică nu-i problemă că simți un sentiment de frică. Problema îi încotro te duce, încotro te împinge, unde mergi, unde reacționezi, unde te miști în momentul când această stare de frică vine în viața ta. Și sunt două locuri unde putem să ne direcționăm sau să ne mișcăm sau să ne ducem în momentul când simțim o frică. În momentul când simțim o frică, automat toți suntem oameni, nu vrem să traversăm strada, vine o mașină și datorită fricii ne apărăm. Datorită fricii facem un pas înapoi. Frica ne servește, dar în momentul când frica și direcția sau direcția în care ne duce frica este un loc care ne face mai mult rău, este un loc care nu-i bun, este un loc pe care Dumnezeu nu l-a destinat, atunci, în momentul acela, frica reprezintă o problemă. Frica noastră ne poate împinge sau ne poate duce în prezența lui Dumnezeu sau frica noastră ne poate duce în orice altă parte. Te duce în retragere și te izolezi. Nu mai vorbești cu nimeni. Nu mai vrei să ai de-a face cu nimeni, să nu te mai rănească nimeni, să nu mai ai de-a face cu nimeni pentru că oamenii te-au rănit. Te duci și te uiți și stai toată ziua pe internet și te duce acolo frica. Indiferent unde te duce frica, te duce să consumi anumite alimente sau anumite droguri sau anumite substanțe. Oriunde, în altă parte decât în prezența lui Dumnezeu, acea frică este dăunătoare. De aceea, nu te simți vinovat, dar când simți în tine un sentiment de frică datorită unei vești, ce faci atunci când ai auzit acea veste? Încotro îți îndrepți atenția. Încotro. Cui îi dai putere ca să... Încotro te îndrepți ca să-i dai putere asupra vieții tale? Îi dai lui Dumnezeu putere asupra vieții tale? Sau îi dai unui lucru? Unei știri? Unui aparat? Sau lista ar putea continua? Sper că m-am făcut destul de explicit. Noi alegem încotro ne îndreptăm atenția când un sentiment de frică se naște în sufletul nostru. Dragii mei, aș vrea să vă spun în aceste momente că decizia pe care au luat-o
cei din Israel a fost de a se teme de dușman. S-a uitat în spate, s-a umplut de teamă și datorită înspăimântării pe care au avut-o, au început să se comporte cum nu trebuiau. Aș vrea să-ți mai spun un lucru care te va ajuta. Să știi că frica este ierarhică. Întotdeauna frica de sus domină toate celelalte frici. De aceea e importantă care e frica de deasupra. Dacă, de exemplu, ai trece printr-o situație de boală, toate celelalte frici care le-ai avut până atunci se vor risipi pentru că vei fi preocupat de o singură problemă, pentru că aceasta e problema cea mai grea. De aceea e importantă care frică este frica principală, care frică este frica de pe locul 1. De aceea, dragii mei, poate că prin viață trecem și suntem afectați de foarte multe lucruri, dar când noi ne îndreptăm atenția în prezența lui Dumnezeu, când mergem în prezența lui Dumnezeu, frica pe care o avem, când se apropie de prezența lui Dumnezeu, spune în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 18, că dragostea desăvârșită izgonește frica. În momentul când mergem în prezența lui Dumnezeu, când medităm la Dumnezeu, când ne întâlnim cu Dumnezeu, când privim la Dumnezeu, această frică se topește încet, încet, încet și începem să avem o percepție corectă despre noi, despre Dumnezeu și despre lumea înconjurătoare. Pentru că, de fapt, rolul fricii acesta este să-ți distorsioneze imaginea față de tine pe care o ai, față de Dumnezeu și față de lucrurile care te înconjoară. Cum vezi lumea? Cum îl vezi pe Dumnezeu în aceste momente? Cum te vezi pe tine? Te vezi neajutorat? Te vezi fără nicio șansă? Te vezi ca unul care oare mâine se poate întâmpla ceva? Nu cumva ți-ai îndreptat atenția fricii care s-a născut acolo către un obiect, către ceva care de fapt nu este și n-ar trebui să fie sursa către care trebuie să mergi? Dacă l-ai fi întrebat pe Domnul, ce ți-ar fi spus? Dacă ai fi mers în prezența lui Dumnezeu, ce ți-ar fi spus despre tine? Te-ai gândit în aceste zile să-L întrebi pe Dumnezeu cum te vede El? Te-ai gândit în aceste zile să-L întrebi pe Dumnezeu, nu să te uiți la știri, nu să-i întrebi pe alții, ci să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, Tu ce spui despre mine? Tu ce spui despre familia mea? Tu ce spui despre planul pe care l-ai cu viața mea? Sau te-ai sculat și ai verificat live ce se mai întâmplă, ai verificat numărul, te-ai uitat la știri și uitându-te acolo ți-ai direcționat focusul și automat când ți-ai direcționat focusul ai dat puterea acelui obiect peste viața ta. Nu uita, frica este o alegere, este o abilitate umană de a da putere la cineva sau la ceva peste viața ta. Nu-i problemă că se naște o frică, problema e încotro îți îndrepți în momentul acela atenția, unde te împinge frica aia, care e locul, care e aparatul, care e persoana, care este sursa la care repede te duci să te liniștești sau nu știu. Mulți își găsesc pacea apropiindu-se de... Mă înțelegi ce vreau ca să-ți spun? Cine îți oferă pacea? Cine îți oferă liniștea? Care îi obiectul fricii tale? Ascultă-mă, nici un obiect nu poate să spună adevărul și nu poate să-ți dea pacea decât unul singur, o singură frică și teamă. Și aceasta este de Dumnezeu. Dar aceasta nu te îndepărtează de prezența Lui. Dimpotrivă, sentimentul acesta te duce în prezența Lui Dumnezeu ca să fii liniștit, restaurat și în prezența Lui Dumnezeu să poți să primești adevărata perspectivă cu privire la situație, cu privire la familia ta, cu privire la El. Dragul meu, aș vrea să-ți spun un lucru și poate ne asculți din altă țară, poate te gândești și mă adresez acum în mod special la cei care încă nu sigur de relația care o au cu Dumnezeu, care trăiesc poate de mult în biserică și acum se trezesc că ar trebui să ia viața în serios. Se trezesc că poate ei de fapt nici nu au o relație cu Dumnezeu, ci au avut doar o religie. Dacă faci parte din această categorie sau vrei ca să te apropii de Dumnezeu sau să te întorci la Dumnezeu, aș vrea să spun ceva. Frica cea mai mare pe care izraeliții au avut-o n-a fost de fapt circumstanțele că această armată veneau. Ascultă-mă, nici măcar că vor muri. Cea mai de jos frică pe care o are fiecare persoană
înainte să se întâlnească cu Dumnezeu. Motivul adevărat, frica de bază, este frica de a fi abandonat. Ce te împinge nu-i măcar nici frica de durere, nici de lipsuri, nici măcar de moarte. Este pus ceva, Dumnezeu a pus ceva în noi, undeva în profundul ființei noastre, există o frică mai adâncă decât moartea, de a fi abandonat și de a fi singur, uitat de toți. Frica de abandon. Domnul spune în cuvântul lui că nu-i bine ca omul să fie singur. Și toți avem undeva asta. De aceea aș vrea să-ți spun ceva ție. De fapt, frica și acest virus n-a venit ca să ne aducă o frică, ci în mulți a venit să reveleze o nevoie. Și aceasta e de a nu fi singuri pentru totdeauna. Dacă cumva ne asculți, aș vrea să-ți spun în aceste momente, Dumnezeu când vine în viața ta, îți promite că nu te va părăsi, va fi cu tine și mai mult de atât că va fi cu tine, ți-a pregătit un loc în care să fii împreună cu El pentru totdeauna și să nu experimentezi un abandon veșnic. Vei fi împreună cu El, vei fi împreună cu toți cei care L-au iubit. De aceea, singurul care poate, de fapt, să împlinească această frică este numai Dumnezeu. Niciun sistem, niciun om de pe lumea aceasta, oricât ai căuta, banii, până la urmă, tot frica de abandon este. Imaginea nu va putea să o împlinească. Gândește-te, te rog, Dumnezeu spune că El va veni, va locui în viața ta și tu vei fi și vei fi pentru totdeauna împreună cu El. Dar uitați ce cuvântul Domnului spune că Moise a făcut în momentul când poporul lui Israel a fost prins de frică. În versetul 13, cuvântul Domnului spune așa, Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Știți de ce Domnul îți spune și spune de multe ori în Scriptură să nu te temi de nimic? Pentru că a te teme de altceva în afară de Dumnezeu, de a-ți găsi pace, bucurie, împlinire, sens altundeva decât în prezența lui Dumnezeu, îți va fi dăunător întotdeauna. Întotdeauna. De fapt, ție îți faci un deserviciu. Dacă te temi de ceva, frica îți afectează trupul, îți afectează sufletul, îți afectează relațiile, afectează absolut orice. Nu vă temeți de nimic. După aceea, stați pe loc. Și aici suntem noi în istorie. Vedeți, tot ce am vorbit până acum are un pic de a face cu trecutul și un trecut apropiat. Dar dacă ar fi să localizez pasajul acesta și ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească, este că acesta este locul în istorie în care suntem noi. Aceste două cuvinte pe care le găsim în versetul 13. Stați pe loc. Nu știu cât va mai trebui să stăm pe loc ca biserică în casele noastre. Nu știu cât va mai trebui să stăm pe loc. Poate o săptămână, poate două, poate trei săptămâni. Dar uite-te la aceste două cuvinte că aici suntem. Și dacă vei citi în continuare, Dumnezeu are un mare plan cu mine, cu tine, cu bisericile din care facem parte. Dar nu la voia întâmplării, Dumnezeu ne dă o perioadă scurtă. Stați pe loc. Stați pe loc pentru că acum vreau să încep să mă descoper și voi să începeți să mă cunoașteți tot mai mult. Este o vreme, dragii mei, în care trebuie să fim un Moise, în care să stăm în prezența lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să nu ne temem. Nu ți-ai pus întrebarea de ce toți ăștia au început să tremure și n-au mai putut și Moise singurul n-a tremurat? Îți fascinat de omul ăsta. Îți fascina de credința lui. Îți fascina de cum a putut să facă față la situația asta. Să știe clar că va fi greu. Să știe clar ce se va întâmpla. Ce n-a știut e că oamenii se vor ridica împotriva lui. N-a știut că 600 de mii cu copii vor zbiera împotriva lui. Te rog, imaginează-ți că era acolo și toți îți spuneau, de ce ne-ai scos? Mai bine eram rob, să murim aici. Îți dai seama prin ce a trecut omul ăsta. Dar știi ce l-a ținut?
că a avut o întâlnire în care a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit și asta l-a ținut. Și asta înseamnă să te temi de Domnul, să stai în prezența Lui și cuvintele Lui atâta să fie de prețioase pentru viața ta, încât nimeni și nimic să nu te poată clătina. Când toți zic, băi, ce, uite cum este, uite-te ce se întâmplă, când toți vin și îți spun tot felul de perspective, era mai bine așa, dacă era așa, oare ce se va întâmpla? Îți vorbesc despre viitor, îți vorbesc despre prezent și imaginează-ți că omul ăsta mai are resurse să-i asculte pe toți și să le zic așa, nu vă temeți, stați pe loc și uite ce spune mai departe și veți vedea izbăvirea pe care Domnul vă va da în ziua aceasta. Și acesta cred că este un mesaj profetic pentru noi. M-am uitat în original și în original nu scrie veți vedea, este cuvântul la prezent. Lasă-mă să-ți citesc, ascultă-mă. Nu vă temeți, stați pe loc și vedeți izbăvirea pe care Domnul vă va da. Așa spune în original. Nu te teme, stai pe loc și vezi. Privește la izbăvirea pe care Domnul ți-o va da astăzi. Acum uită-te la izbăvire. Cuvântul izbăvire în ebraică e cuvântul Yeshua. Este cuvântul care de fapt îl reprezintă pe Iisus Hristos. Stai pe loc și uită-te la Hristos și vei vedea izbăvirea pe care Domnul ți-o va da în ziua aceasta. Ce cheie! Te-ai gândit vreodată că de fapt teama de Dumnezeu înseamnă să te uiți la Hristos, El care e izbăvirea și uitându-te la El, m-am uitat în, mai adânc în original, a vedea acolo înseamnă a te uita, a observa, a te desfăta, a fi de acord, este la timpul prezent. Uită-te la izbăvirea pe care Domnul ți-o va da astăzi. Lasă-mă să-ți repet, uită-te la izbăvirea pe care Domnul ți-o va da astăzi. Parcă nu face sens, nu-i așa? Acum, în prezent, uită-te la izbăvire pe care Domnul urmează ca să ți-o da astăzi. Știți ce-ți cere Domnul ție? E să-ți iei ochii de la armata care vine, de la virusul care vine. Nu spun acum să nu mai verifici deloc știrile. Nu spun să nu te mai uiți deloc. Dar uită-te într-o doză mică numai dacă te ajută. Și în rest, uită-te și stai în prezența lui Dumnezeu. Cu cât te vei uita mai mult la Dumnezeu, la Yeshua, la izbăvire, Dumnezeu îți va schimba perspectiva, îți va schimba modul cum să vezi lucrurile, îți va spune ce să faci în ziua aia și vei fi atât de încredințat că chiar dacă toți în jurul tău vor spune cu totul alte lucruri, tu vei avea un cuvânt, vei avea un plan, vei avea o perspectivă și vei ști clar ce trebuie să faci. Niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Dumnezeu cere bisericii astăzi să nu se uite la armata de 600 de mii care vin, ci le cere, uite-te la izbăvire, uite-te la Yeshua, uite-te la izbăvirea pe care Jehova vrea să o dea astăzi. Eu știu că poate multe frici te-au cuprins. Te uiți de la noi din biserică sau poate ești membru de la noi din biserică, poate ești membru din celelalte biserici, poate frica de moarte, poate frica că unul drag din, în România va muri, poate frica că nu vei mai avea de muncă, poate frica că cineva se va îmbolnăvi, poate frica că nu știi ce se va întâmpla, nu știu care frică. Aș vrea să spun ceva, cu cât te vei uita mai mult, această frică va crește. Oprește-te, stai pe loc. Privește astăzi, acum, în timp ce asculți, întoarce-ți ochii către Dumnezeu și Domnul te poate izbăvi chiar acum, chiar acum când te asculți. Chiar acum, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu profetic. Eu cred că acest capitol este un cuvânt profetic pentru noi în aceste vremuri, pentru Biserica lui Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem ochii, trebuie să ne oprim. Aș vrea să vă spun ceva. Vorbeam zilele trecute cu cineva un cuvânt profetic pentru generația tânără. Diavolul vrea să atace mințile lor cu frică. Dar știți ce m-am gândit? M-am gândit la oamenii ăștia, 600 de mii de bărbați. Dacă toți erau plini de frică, ce făceau copiii în jurul lor? Dacă tata și mama era plini de frică, ce făcea copilul? Dacă toți erau plini de spaimă, ce făceau copiii? Ce generație vrem să dăm mai departe? Ce generație vrem să ne ducă moștenirea? Și Domnul a cerut prin Duhul Sfânt părinții să se apropie de copii
în aceste zile să vorbească cu copiii, să înțeleagă pe copii, să aducă lumina lui Dumnezeu în viețile lor peste copiilor, ca orice frică, orice problemă, orice situație prin care trec copiii noștri să plece. Și Dumnezeu ne-a promis lucrul acesta, dar tu ca tată și mamă trebuie să-ți faci timp și să te oprești, să privești la Domnul și să te apropii de copiii tăi. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Ia acest verset. Poate te-ai gândit că opusul fricii e curajul. Ar putea să fie. Poate te-ai gândit că opusul fricii e credința. Ar putea să fie. Dar aș vrea să spun, de fapt, ce izgonește cu adevărat frica. Este dragostea perfectă a lui Dumnezeu. Când intri în prezența Lui și te odihnești în prezența celui care a creat, știe, cunoaște toate lucrurile, care-i pentru tine și nu-i împotriva ta, care te iubește într-un mod desăvârșit, în momentul acela dragostea se va topi. Asta înseamnă frică de Domnul. Să intri în prezența Lui și să lași pe El să schimbe perspectiva și tu să trăiești în felul acesta. Nu încerca să te lupți cu frica, ci lasă dragostea să ținunde, dragostea perfectă a lui Dumnezeu, să știi că ești în planul Lui și ești iubit de Dumnezeu. Când te vei simți și te vei lăsa într-un mod total iubit de Dumnezeu, fricile vor pleca. Asta înseamnă, dragostea desăvârșită izgonește frica. Și uite care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru cei care caută să se teamă de Domnul. Psalmul 25 cu versetul 14. Psalmul 25 cu versetul 14. Ia ascultă ce spune cuvântul Domnului. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Știi care e cuvântul în original? Secretele Domnului sunt pentru cei care se tem de Dumnezeu. Tu știi că atunci când intri în prezența lui Dumnezeu, când te uiți la Iesua, la izbăvire, în momentele acelea Dumnezeu îți revelează secrete, la fel ca la Moise, și vei face diferența oriunde vei fi. Vei face diferența. De ce să trăiești din resurse de pe internet și toată viața ta să fie și toate zilele acestea? Imaginează-ți că este unul care poate să alunge cu adevărat frica din viața ta. Uită-te promisiunile din aceste versete. Cine se teme de Domnul, acela Domnului arată calea. Cine se teme de Domnul, versetul 13, va locui în fericire. Cine se teme de Domnul, sămânța lui va stăpâni țara. Cine se teme de Domnul, Domnului va descoperi secretele Domnului. Cine se teme de Domnul, Domnul îi va scoate picioarele din orice laț. Și versetul 15 ne spune ce înseamnă a te teme de Domnul. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul. Știi ce vrea să spună aici Solomon? A te teme de Domnul, iarăși, spune, a-mi întoarce, dar ca să înțelegem bine, eu îmi țin ochii necurmat la Domnul. Asta înseamnă a te teme de Domnul. Să-ți ții ochii necurmat la Domnul. Să fii focusat, indiferent ce vine, indiferent ce sentiment de frică se mai naște, focusul tău să fie Domnul. Și când Domnul e focusul, tu pui puterea lui Dumnezeu peste viața ta. Dragul meu, asta te cheamă Domnul pentru că te pregătește pentru o lucrare mare, pe dumneavoastră acolo și pe noi aici. Până Moise nu a stat în prezența lui Dumnezeu, n-a putut Dumnezeu să-și arate slava. De aceea trebuie să stăm pe loc, pentru că Dumnezeu vrea să vorbească cu noi și să ne spună ceea ce are în plan ca să facă. Și în al treilea rând, aș vrea să vă spun, Dumnezeu a știut și are un plan, Dumnezeu spune, nu vă temeți de nimic, temeți-vă de mine. Și în ultimul rând, cuvântul Domnului pentru noi astăzi este acesta. A venit vremea când îmi voi manifesta prin biserică slava și lumea va ști că eu sunt Domn. Dragii mei, va fi o vreme scurtă.
Va fi o vreme scurtă când trebuie să stăm. Va fi o vreme scurtă când trebuie să intrăm și avem timp să stăm în prezența lui Dumnezeu. Când perspectivele noastre să fie perspectivele lui Dumnezeu. Când visele noastre să fie visele lui Dumnezeu. Când planurile noastre să fie planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ridice Moise aici, în Germania, în România, în America. Nu trebuie să pierdem timpul. Trebuie să însușim viziunea și planul pe care Dumnezeu îl are, pentru că Dumnezeu are un mare plan pentru noi. Biserica în aceste momente este de fapt în vizorul tuturor. Biserica, ascultă-mă, eu și cu tine, Biserica Betania de aici este în vizorul autorităților și a oamenilor. Indiferent unde ești, în altă țară, indiferent, oamenii sunt cu ochii pe tine, fie că-ți spun, fie că nu-ți spun. Într-o vreme de necaz, biserica este în vizorul tuturor. Vorbeam zilele trecute, a trebuit să dau un interviu pentru în septembrie pentru a intra la o școală și pentru că nu se mai poate merge unul la unul, o trebuie ca să îl dau prin telefon. Și am avut interviu prin telefon și imediat la final, pentru că mi-am trimis CV-ul și am spus un pic din background-ul meu, repede am ajuns la următorul subiect, vremurile care trăim. Și am făcut ce am făcut și repede am adus discuția despre Dumnezeu. Și această directoare de școală mi-a zis în felul următor, mama și tata mi-au zis, when there's nothing left, că nu mai este nimic de rămas, mai este un lucru, credința. Organizațiile sunt cu ochii pe noi. În momentul acesta biserica trebuie să se ridice. În momentul acesta biserica trebuie să lumineze. În momentul acesta biserica trebuie să se ridice și să facă ceva. Ascultă-mă, va veni foarte curând vremea când Dumnezeu își va arăta slava și va căuta oameni ca Moise care să zică, știu ce Dumnezeu are în plan și mă duc înainte, nu contează costul. Și uite-te versetul pe care îl am din acest text pentru tine și care cred că este reprezentativ și îl cred venit din partea lui Dumnezeu. Dacă ești împreună cu mine, deschide la Exod 14 și uită-te la versetul 21. De fapt, ceea ce se va întâmpla, ceea ce cred eu că se va întâmpla și ceea ce cred că Domnul mi-a vorbit și ceea ce cred că Domnul va lucra. Spune cuvântul versetul 21. Moise și-a întins mâna spre mare. Primul lucru pe care cred că trebuie să-l facem acum și cred că deja l-am făcut și mulți probabil îl mai faceți. Auzit în mesajele trecute, fratele Avram v-a spus că am avut în gând să mergem și să ne rugăm să ridicăm mâinile peste orașul acesta. Să ne rugăm. M-am uitat înainte să mă duc mai departe cu acest verset, m-am uitat ce simbolizează marea în contextul Biblic, care e simbolul mării. Și am realizat din mai multe pasaje că marea, într-un fel sau altul, reprezintă lumea. Reprezintă lumea. Uită-te în Isaia 65, uită-te în alte texte, la un moment dat spune Domnul lui Petru că îl va face ce? Pescar de oameni. Și cred că Domnul vrea să ne spună nouă prin acest pasaj că marea pe care o avem de trece este pasul pe care îl vom face și vom avea impact în lume. Va fi o nouă eră, va fi o nouă treaptă. Niciodată biserica nu va triumfa așa cum va triumfa în vremea care va veni. Ascultați-mă de ce. Cuvântul Domnului spune așa, Moise și-a întins mâna spre mare și primul lucru, și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt din răsărit. Domnul mi-a pus pe inimă să vă spun că Domnul va lăsa vântul Duhului Sfânt și va începe și va mișca inimile. Va mișca inimile din Dublin, noi nici nu vom realiza. Va mișca inimile și va începe. Deja cred că Dumnezeu a început. Deja Dumnezeu a început. Mișcă familiile, mișcă inimile. Trezește sufletele către ceva mai mult. Știți de ce? Pentru că nu mai putem ține lucrurile sub control. Cât ținem lucrurile sub control, noi suntem Dumnezeu. Și vine Domnul și spune așa, eu vreau să-mi arăt slava ca să se știe că eu sunt Domnul. Este o vreme acum când Dumnezeu vrea să spună lumii întregi, eu sunt Domnul. Nu puteți controla, nu puteți opri asta, nu puteți opri că numerele sunt mari, dar trebuie să ajungeți la concluzia și să știți că eu sunt Domnul. Și acesta trebuie să știm că este mandatul nostru, că Dumnezeu vrea să spună un lucru lumii. Eu sunt Domnul. Când pierdem lucrurile de sub control, vine frica.
Oamenii și guvernele, când pierd lucrurile de sub control, nu mai au nici o soluție. Singurul lucru, cum spune această directoare, ne mai rămâne credința. Și am auzit multe feedback-uri din biserică. Oameni care puși în societate, care nu menționau numele lui Dumnezeu, deja își deschid și îl spun, îl scriu, își termină mesajele cu numele lui Dumnezeu. Pentru că văd că nu pot controla absolut nimic. Cine va putea să oprească virusul acesta? Unul singur, Yeshua, Dumnezeu, izbăvirea, salvarea noastră. El poate ca să facă lucrul acesta. Pentru că vrea să arate că El este Domnul. Și primul lucru este să ne ridicăm mâinile. Unde ești? Poate ai auzit în mesajul trecut prin fratele Avram. Păstor unde ești, slujitor unde ești, membru în comitet, bărbat al rugăciunii, ridică-ți mâinile, poate după finalul acestui mesaj, poate mâine, poate oricând vrei, ia-ți echipa de slujitori și du-te și roagă-te pentru orașul în care ești. Ridică-ți mâinile, fă ca Moise! Fă ca Moise, ridică-ți mâinile. Noi suntem o seminție de preoți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem autoritate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem așezați în locurile cerești, mai presus de orice domnie și stăpânire. Asta pentru că știm cine este noi, Iisus Hristos. Oriunde ești, fă lucrul acesta. Primul lucru, ridică-ți mâinile peste țară și roagă-te peste țară. Al doilea lucru, am spus, Dumnezeu va trimite un vânt. Simbolul Duhului Sfânt este vântul. Va trimite un vânt de la răsărit și va face o mișcare. Așteaptă-te ca inimile oamenilor să fie mișcate. Al treilea lucru, un vânt care a suflat cu putere toată noaptea și a uscat marea. Ceea ce Domnul mi-a vorbit este că Dumnezeu, când va trimite acest vânt, popoarele, oamenii puși în înălțimi, își vor da seama de neputința în care se află și multe suflete își vor vedea uscăciunea. Se vor usca și vor realiza în sfârșit că bani nu înseamnă viață. Unde-i uscat, nu-i viață. Își vor da seama că relații nu înseamnă viață. Își vor da seama că imoralitate sexuală nu înseamnă viață. Își vor da seama că droguri nu înseamnă viață. Își vor da seama că imagine înaltă, poziție socială nu înseamnă viață. Și unii, și vor fi oameni mulți, care vor vedea, își vor vedea uscăciunea. Și eu cred că acest drum pe care spune Scriptura că l-a făcut Domnul primare prin lumea aceasta, de fapt va fi un loc al unor oameni care, pentru că își vor vedea uscăciunea, pentru că vor vedea că nu mai au nicio șansă și că viață nu înseamnă ceea ce ei cred că au viață, vor realiza că Cel care este viața este Iisus Hristos. Și atunci biserica va trebui să meargă pe locurile acelea uscate. Locurile uscate prin care biserica va merge, Dumnezeu spune în psalm că va face să țâșnească izvoare de apă. Da, vor fi în partea stângă, în partea dreaptă și vor fi în partea stângă spectatori. Ăștia se vor uita, vor vedea. Noi vom fi o priveliște cum biserica va înainta, dar ascultați-mă. Dumnezeu vrea să dea viață în locurile uscate. Nu la voia întâmplării. Cântarea care a fost compusă în această biserică, Domnul va face lucruri noi și va pune viață în locurile uscate, nu a fost la voia întâmplării. Mesajul din această seară n-a fost la voia întâmplării. Mesajele de data trecută n-au fost la voia întâmplării. Ascultați-mă, Dumnezeu va conștientiza oamenii de uscăciunea în care a trăit și Dumnezeu va aduce la viață. Va face loc biserici ca să meargă, ca să mărșăluiască. Și noi trebuie să fim gata pentru așa ceva. Ceea ce am mai realizat este că biserica, intrând în uscăciunea aceasta pe care Dumnezeu o va crea intenționat ca biserica să înceapă să meargă și să poarte biruințe, vor veni și cei răi, vor veni, va veni și planul diavolului. Și poate mulți vor încerca să facă ce face biserica. Merem după ei să-i prindem, dar merem după ei să fim, să triumfăm și noi. Dar aș vrea să spun, tot ceea ce nu va fi de la Dumnezeu, Dumnezeu va înghiți. Biserica va ajunge pe capătul celălalt, Dumnezeu va triumfa și Dumnezeu își va arăta slava și gloria. Aș vrea să te întreb acolo unde ești. Ești tu pregătit
pentru ceea ce Dumnezeu are de lucrat? Ești tu pregătit să stai la sfat cu Dumnezeu și să cunoști, să vezi, nu numai să nu fii un spectator al lucrărilor lui Dumnezeu, să nu te uiți la ceea ce se întâmplă în alte locuri, ci să fii un factor, să fii un Moise care să audă vocea lui Dumnezeu și să inițieze, să ducă planul lui Dumnezeu la îndeplinire. Vrei să fii un Moise sau vrei să fii un spectator? Dumnezeu vrea să ridici în această vreme pentru că are mari planuri. Știți cum văd eu imaginea lumii în care trăim? Și cu aceasta aș vrea ca să închei. Vă spun cum văd eu. În Ioan capitolul 5, cu versetul 3, cuvântul Domnului descrie o imagine. Și spune așa: în pridvoarele acelea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau ce? Mișcarea apei. Frați păstori, frați slujitori, bărbați, lumea în care noi trăim arată exact ca scăldătoarea Betesda. Îs oameni orbi care nu văd adevărul. Îs oameni șchiopi care nu pot merge. Sunt oameni orbi și șchiopi și fizic, dar sunt oameni uscați. Și Dumnezeu va începe să tulbure apele, să miște apele la Betesda. Va începe să miște apele în orașele în care suntem. Va începe să miște apele în țările în care suntem. Vom vedea că Domnul își va face lucrarea. El va mișca apele. Dar are nevoie de cineva să meargă și să-l ia pe acel om și să-l pună în apă. Are nevoie Dumnezeu de un Moise, are nevoie de tine, Ioan, Gheorghe, oriunde ești, Vasile, Teodor, indiferent cine ești, indiferent cine ești, are nevoie de tine să fii acolo la Betesda și în momentul când Dumnezeu va începe să tulbure apele, să miște apele lumii acesteia, Domnul vrea să fie acolo ca să-i ajuți pe oameni să primească vindecare și restaurare. În această zi te provoc. Cred că e un mesaj pentru biserica noastră și pentru bisericile de pretutindeni. Dumnezeu știe și Dumnezeu are un plan. Dumnezeu spune: nu vă mai temeți de nimeni și de nimic. Temeți-vă de mine, adică veniți în prezența mea, veniți în prezența mea, căutați părtășia. Și aș vrea să spun, nu-s mai bun ca tine? Domnul mi-a vorbit mie prin acest mesaj. Nu am stat mai mult ca tine în părtășie. Vreau, începând de astăzi, să stau mai mult în părtășie. Vreau de fiecare dată când mă întâlnesc cu cineva să fac ceva pentru tine. Mi-aduc aminte, acum o săptămână a venit cineva să-mi pună un internet în casă și după 2-3 minute mi-am dat seama că este și copil al lui Dumnezeu. Săracul și avea o durere în sufletul lui, de 10 ani așteaptă să aibă un copil. Și în sufletul meu m-am temut de Domnul. Am intrat în prezența Domnului, cu alte cuvinte, am zis: Doamne, ce pot să fac eu pentru el? Și-o spus: Căline, puneți mâna peste el și roagă-te ca să-l binecuvintezi cu un copil. Dar știți ce greu mi-a fost într-un fel? Omul ăsta vine să-mi facă treabă, îi așa mai departe, să mă apuc eu să zic lucruri din astea. Dar, dragii mei, când știi că Dumnezeu îți vorbește, faci. Nu contează. Și Dumnezeu îți facilitează. Și m-am trezit acolo că mi-am pus mâinile peste el și m-am rugat. Și aștept să-mi spună că Dumnezeu îl binecuvântează. Nu pentru mine, ci pentru încurajarea și pentru gloria lui. N-a știut de biserica noastră și după 10 minute îmi trece și îmi trimite o poză. Face: This is Betania. Mi-a făcut un screenshot. Când i-am spus ce se întâmplă aici, o zis: vreau să ne întâlnim cu slujitorii voștri, să facem, vrem să facem mai mult. Oriunde ești, fă ceva și adu-l pe Hristos acolo. Fă ceva și adu o oază de speranță. Că momentul când vezi inima deschisă, înseamnă că Dumnezeu a mișcat apele și tu trebuie să faci ceva. Vă rugăm, frați, surori, de oriunde ați fi, nu mai stați nepăsători în vremea aceasta. Suntem în porțiunea stați pe loc, dar curând ni se vor deschide posibilitățile să triumfăm, să facem ceva. Vă chemăm pe toți, oriunde ați fi, vă chemăm, stați în prezența lui Dumnezeu și după aceea, în credință, intrați în locurile pe care Dumnezeu vi le pregătește. Haideți acum să cântăm această cântare și aș vrea acolo unde ești să cânți cântarea aceasta cu noi, lucruri noi. Dumnezeu
a avut pentru noi în această zi mesajul acesta. Vom vedea slava lui Dumnezeu în aceste vremuri. Și poate ești acolo și vei spune, dar Călin, tu nu vezi ce se mai întâmplă, nu vezi că mai sunt care trec la Domnul. Da, văd și știu, dar știu poza mare de ansamblu. Știu planul pe care Dumnezeu îl are. Multe nu le înțeleg, dar văd poza de ansamblu a lui Dumnezeu, că El vrea să își arate slava în aceste vremuri. Dumnezeu va deschide inimile oficialilor. Vorbiți cu ei, rugați-vă pentru ei, faceți ceva pentru ei. Când simțiți că Dumnezeu mișcă apele, intrați în ape. Când vedeți că este uscăciune și Dumnezeu vă face cale liberă, mergeți. Dumnezeu nu va face ceea ce trebuie să facem noi. Vă chemăm din toată inima. Vă chemăm în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne pregătim. Dacă nu era un Moise, nu se putea întâmpla lucrul acesta. Aș vrea să-ți spun acum ceva, poate ce nu știai, pentru că poate traducerea aceasta într-un fel sau altul, poate nu ne-a... La un moment dat, în versetul 15, spune așa, Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? I-a spus la Moise, de fapt, Moise, de ce strigi, de ce plângi? Spune copiilor să pornească înainte. Sunt slujitori care îl iubesc pe Dumnezeu și care stau în spărtură. Și de multe ori știu vocea lui Dumnezeu, dar îs amărâți, poate, de vocile care le aud. Aș vrea în această zi să te încurajez. Poate ești în România, poate ești acolo într-o cameră, ne asculți, poate păstorești o biserică mai mică sau mai mare. Dumnezeu este de partea ta, Dumnezeu vrea să lucreze prin tine, indiferent prin ceea ce treci. În această zi, stai la dispoziția lui Dumnezeu și fii un Moise care să primești planul lui Dumnezeu ca să poți să duci mai departe lucrarea lui Dumnezeu, care va fi mare în zilele care vor urma. Cântă împreună cu noi. O cântare profetică. Domnul începe și face lucruri noi. Uitați la lucruri trecute. Iată, eu voi face lucruri noi. Uitați-vă la Iesua, izbăvirea. Intrați în prezența Lui. Temeți-vă de Domnul doar. Intrați în prezența Lui. Acolo unde nu este condamnare, acolo unde planurile și secretele Lui vor fi pentru voi. Pentru fiecare lucrare, pentru fiecare oraș. Voi face un drum chiar prin pustie, în locuri uscate, va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Nu vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face lucruri noi. Spune-ți ce nu sta, fii stai și nu vă temeți. Mâinile întăriți, în mine vă încredeți. Iată, eu voi face lucruri da. Noi. Domnul poate face lucruri noi acum, în timp ce ne asculți. Frica poate pleca, poate stările, boala, virusul. Pune protecția Domnului peste casa ta, peste biserica de care poate face. Aleluia, aleluia. Ridică-te din starea în care ești, pentru că Domnul vrea să lucreze cu viața ta. Planurile Lui sunt mari, pentru că El este Domnul și lumea trebuie să cunoască în vremea care urma că Iisus este Domnul.
Iisus este Domnul. El oprește virusul. Și numai glasul Lui poate să oprească această armată care s-a pornit împotriva omenirii. Atunci când ochii vor sări, ochii vor vedea, sunții vor auzi, iar glasul celor mulți va cânta. Voi face un drum chiar prin pustie, în loc uscat va curge apă vie. Tatăl nostru, în aceste momente mă rog pentru toți cei care ne privesc. O, mă rog să faci lucruri noi în casele unde a intrat spaima și frica. Doamne, acolo unde este frică de moarte, în numele Lui Iisus Hristos ne ridicăm și proclamăm viață, proclamăm liniște, proclamăm pace, Doamne. Mă rog, în momentele acestea, Doamne, în familiile în care, Doamne, este numai spaimă, în numele Lui Iisus Hristos, Te rugăm, coboară-Te Tu cu pacea Ta în aceste momente. O, mă rog, acolo unde este frică că cei dragi vor muri, mă rog să umpli cu pacea și cu liniștea Ta. Doamne, Te rog în aceste momente, mă rog pentru slujitorii care ne privesc, mă rog pentru soțiile slujitorilor care ne privesc, mă rog pentru toți cei care de-a lungul timpului au făcut o lucrare și sunt în slujba Ta, mă rog în aceste momente să-i umpli cu puterea Ta, Doamne, o nouă perspectivă să aibă, să vadă lucrurile din punctul Tău de vedere, Doamne, mă rog să faci lucruri lor în familia lor, în lucrarea lor, în biserica lor, Doamne, mă rog în aceste momente orice duh de frică în numele Lui Iisus Hristos peste toți cei care ne privesc să nu mai aibă nicio putere. Te rog, Doamne, îți mulțumesc că Tu începi să faci lucruri noi. Mă rog să lași un duc de rugăciune peste noi. Te rog să ne ajuți să căutăm fața Ta, Doamne. Te rog, ajută-ne Tu să fii singura persoană în prezența căruia să aducem stările noastre ca să putem fi, Doamne, plini de bunătatea Ta, plin de dragostea Ta și plin de puterea Ta. Îți mulțumesc pentru planul pe care l-ai cu biserica. Îți mulțumesc că ai un plan, Doamne, în care să strălucești și să-ți arăți puterea prin biserică. Știu că biserica nu este un grup, ci biserica suntem fiecare dintre noi. Mă rog să ne îmbraci cu Duhul Sfânt începând din această seară într-o măsură nouă și mă rog să ne schimbi perspectivele la fiecare. Orice interacțiune o vom avea, să Te chemăm pe Tine și să aducem viața Ta, să aducem prezența Ta acolo, Doamne. Îți mulțumim că ne pregătești în aceste vremuri. Îți mulțumim pentru frații și surorile din Biserica Betania. Îți mulțumim pentru toți ceilalți care ne privesc și în aceste momente îi încredințăm sub paza și sub protecția Ta că Tu vei face și îți vei arăta slava și, Doamne, am mai spus-o și o mai spunem, ne lăsăm la dispoziția Ta și folosește-Te de noi. Amin.